Cine sunt românii care vor fi scutiți de taxa pe boală? Premierul Marcel Ciolacu a declarat faptul că și bolnavii cronici vor fi scutiți de la plata contribuțiilor sociale pentru concediile medicale. El a precizat faptul că guvernul a luat o decizie rapidă. După mai multe discuții din ultimele zile în care guvernanții anunțau că este finalizată lista, apoi că mai introduc alte categorii de boli, într-un final astăzi a fost adoptată ordonanța. Așadar, nu vor plăti taxă pe boală cei care primesc concediu medical pentru boli cardiovasculare, SIDA, mai multe tipuri de arsuri, boli oncologice, dar și pentru îngrijirea pacienților cu boli oncologice. De asemenea, categoriile de mame despre care vorbeam săptămâna trecută au rămas scutite. Vorbim despre un concediu medical pentru sarcină și lăuzie, îngrijire copil și copil cu handicap, pentru reducerea duratei de lucru, dar și pentru risc material. Nu vor plăti impozitul de 10% nici salariații care primesc zile libere pentru boli infecțioase, carantină, boli profesionale, accidente de muncă și urgențe. Din cele peste 3 milioane de concedii medicale date anul trecut, aproape 2 milioane au fost acordate pentru boli obișnuite, potrivit datelor de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Tot astăzi a fost adoptat și ajutorul de 2000 de lei pentru aproximativ 15.000 de mame cu o situație financiară precară pentru fiecare nou născut, relatează Observator News.ro.